Senatul a aprobat ieri cu 107 voturi pentru și 13 împotrivă proiectul de revizuire a Constituției României, care prevede în forma adoptată că familia se întemeiază pe căsătoria între un bărbat și o femeie și nu între soți, așa cum este în prezent. Singurele voturi împotrivă au fost date de senatorii USR. Pasul următor va fi validarea acestei modificări prin vot popular în cadrul unui referendum, despre care președintele PSD Liviu Dragnea a spus că va fi organizat în data de 7 octombrie. Cealaltă camera legislativului României, Camera Deputaților, a adoptat în mai 2017 această inițiativă cetățenească de revizuirea Constituției pentru susținerea familiei tradiționale. Coaliția pentru Familie a strâns 3 milioane de semnături pe care le-a depus la Senat alături de propunerea de revizuire a Constituției, prin care se cere modificarea articolului 48 alineatul 1, care se referă la definiția familiei. În actuala formă aflată în vigoare, acesta prevede că familia se întemează pe căsătoria liber consimțită între soți, însă semnatarii inițiativei vor ca definiția să fie schimbată în căsătoria liber consimțită între un bărbat și o femeie, pentru a bloca orice posibilitate a legiferării căsătoriei între persoane de același sex.